Salut! 13-3, 10 goluri diferență. Ce s-a întâmplat pe teren? Nu s-a întâmplat nimic din partea noastră, din partea lor. A fost ok. Ne-au lipsit și jucători. Am avut și o schimbare, doar așa e la fotbal. Fotbalul se joacă pe goluri. Ce să facem? Astăzi am fost mai slabi. Ce se întâmplă în sezonul ăsta? Acum erați pe locul 8, din ce am văzut. Un pic mai bine decât sezonul trecut. După acest rezultat, la ce mai sperați? Să nu mai avem aceeași situație care am avut anul trecut. Asta sperăm. Să nu mai ajungem pe ultima etapă, să depindem de puncte. Oricum, remarcam în timpul partidei că și tu și Petre Marin, nu contează scorul, nu contează rezultatul, nu contează cum se joacă, aveți plăcerea de a juca. Așa veniți la Victory Cup? Păi de asta venim, de plăcere să facem o mișcare. Mai puțin contează rezultatul, având în vedere ce vârstă avem. Pentru noi este o plăcere să ne mișcăm. Fostă campioană la Victory Cup, All New Stars, ce-și mai propune în sezon? Sperăm să rezistăm cât mai mult în Liga 1. Asta e singura dorință, să spunem așa. Și să putem să mai facem mișcare în continuare. Și pentru tine, la Victory Cup, ce înseamnă participare la această competiție? Este o plăcere, să v-am zis, să venim să ne jucăm fotbal într-un mediu organizat, chiar foarte frumos organizat. E o plăcere să venim să ne mai mișcăm la vârsta care o avem. Mersi mult și